cuviosul Patapie era loc din Teba Egiptului și, alegând viața călugărească, a urmat lui Hristos nevoindu-se mulți ani în pustiu. Apoi a venit la Constantinopol, unde a făcut multe minuni. La redatorbilor vederea a izgonit demonii și a vindecat bolile cele greu de vindecat. Apoi și-a dat sufletul lui Dumnezeu în pace. În vremea stăpânirii turcești, sfintele sale moaște au fost ascunse de către monarhi într-o peșteră din munții Gerania, în apropierea satului Lutrachi, de lângă Corint, unde au rămas uit de vreme aproape patru veacuri, fiind descoperite în chip minunat în anul 1904. De aceea, acolo s-a întemeiat o mănăstire, unde credincioșii vin spre a cinsti moaștele întregi și bine înmiresmate ale cuviosului Patapie, făcătorul de minuni. Pe 8 decembrie, romano-catolicii o venerează pe Sfânta Fecioară Narcisa. Aceasta s-a născut într-o familie de fermieri, dar și-a părăsit satul natal pentru a căuta îndrumare spirituală, întâlnindu-l astfel pe preotul franciscan Pedro Gual din Lima. Preotul a început să o ajute din punct de vedere spiritual și material și în cele din urmă i-a cerut să meargă la Lima, unde ea a practicat caritatea, în special către cei săraci și infirmi. Își dorea să trăiască în ea însăși patima lui Hristos și și-a impus mortificări foarte severe. A murit în ziua în care s-a deschis conciliul Vatican I, oferind ultimele ei suferințe pentru acest important eveniment eclesial.